Hey, my friend, ce faci? Da? Și eu pe Germania conduc. Salutare, băieții. Bă, uite, mergem frumos spre Merzig. Asta este undeva la graniță cu Luxemburg, din câte mi-aduc eu bine aminte. Avem 140 de kilometri, așa frumos navigatorul, șmecher. Bă, ce m-am gândit? M-am gândit să fac așa frumos, să încep niște car vloguri din astea, cât că filmez cu telefonul, deoarece am o cameră video cu care pot să filmez, dar îmi trebuie un suport din ăla pentru cap, nu știu când pot să fac rost de el, de unde să mi-l cumpăr, nu vreau să-l achiziționez online. Așa, și bă, ce să zic, my friend, aici pe Germania asta, mai pe autoban, alea, am dat drumul aici frumos la climă, ca să nu mergem cu geamul deschis. Și da, aș vrea să mă apuc așa frumos de car vlogurile pe care eu le-am promis, dar le pot face doar când merg pe autoban, adică pe autostradă, deoarece mi este mult mai ușor, pentru că nu prea trebuie să schimb vitezele, vorba aia, nu îmi ocup gen mâna cu schimbătorul, să spunem așa. Și da, o să le fac și o să fie toate așa frumos, pe autostradă, frumos. Și da, ce să mai spun, șofer de 3 jumate. Înțelegi? Fac frumos, uite, a trecut glonțul pe lângă mine. Ce naiba. Da, nu știu, asta va fi un mic vlog, să-i spun așa, deoarece e dimineață, e ora 10 și 12 minute. Și, na, ce pot să spun? Asta va fi ca și un info-video, să-i spunem așa, cum că ne reapucăm de YouTube. Frumos cu frații, da, cu frații mei. Da, deci nu uitați să dați un like, să dați și voi un share, să fie cât mai mulți, să vadă cât mai multă lume. Și să lăsați un coment dacă vă plac gen aceste car vloguri. Și bă, da, să mor eu, nu știu ce să spun, adică chiar pe bune, și somnoros, am și 135 de kilometri până la client. Da, și cam așa, așa este. Germania, ia uite-lea, un pic parbrizul cam murdar, vezi? Se observă. Da, și deci atunci am face car vloguri cu telefonul, bineînțeles, pentru că vede mult mai frumos decât camera aia. Iar, da. Mamă, bă, aseară am început să filmez un car vlog și după 15 secunde mă sună cineva. Și chiar aseară chiar eram pe hype, gen, adică aseară chiar mergea să fac, pentru că eram într-un orășel foarte frumos. Și după ce m-a sunat cineva, s-a terminat. Și n-am mai făcut. Și cam aia a fost tot. Stai să închid eu ventilatorul ăsta aici, my friend. Îl copiez puțin pe Spiv. Bă, Spiv, că sper că nu te super, nu? Adică îți copiez comportamentul, gen, practic. Bine, nu chiar așa 100%, ceva acolo, cu my friend, cu alea. Da. Mercedes, lejer, totul e bine și frumos. Mergem cu 130 maximum, deoarece atâta ne este permis, pentru a nu face rău în trafic. Ținem mereu banda întâi, mai băgăm și banda a doua, dar nu este stres. Da, my friend, păi ce să zic, sper să dai și tu acest videoclip, acest car vlog, să-i spunem așa, să-l dai și tu mai departe la prietenii tăi. Și nu uita să dai și tu butonașul ăla de like. A, like, așa într-o dungă, nu? Așa, frate. Da. Eu am fost Stalin, după numele ăsta frumos pe care eu mi l-am ales. Și ce pot să zic? Îți urez o zi bună și să ne vedem cu bine în următorul car vlog.
te pup. Salut, my friend.